Pentru ce ați votat? Am votat pentru o Românie liberă, pentru o Românie în care familiile să se poată dezvolta, în care să-și poată crește copiii și să își dorească să facă copii, o Românie în care credința creștină să fie o valoare majoritară în această țară și să fim un popor iubitor de Dumnezeu mulți ani de acum înainte. Și am votat pentru o Românie liberă, o Românie care să poată să meargă la vot fără frică, care să poată să ia cele mai bune decizii fără să fie agasată de politicieni, o Românie suverană. Pentru asta am votat. Îi invităm toți gorjenii la vot. Am votat pentru un Gorj care să se poată dezvolta, un Gorj care să aibă locuri de muncă pentru gorjeni, un Gorj în care, din care oamenii să nu mai plece de la casele lor spre străinătate.